Cea de-a șasea etapă a diviziei A1 la volei masculin s-a disputat pe parcursul a 3 zile. Meciul de deschidere al etapei a fost vineri după amiază la Cluj-Napoca, unde U Cluj a pierdut scurt în fața propriilor suporteri, meciul disputant împotriva Rapid București. Finalul era previzibil deoarece Rapid a fost favorit în meciul cu U Cluj. În plus de la gazde au lipsit și alți trei titulari: Vlad Negrean, cel mai bun jucător și marcator al ardelenilor în ultimii ani, secundul Dăineanu și centrul Varga nu au fost deloc în lot, iar centrul Iov a jucat foarte puțin. Rapid s-a impus cu 3-0 după o oră de joc, scorul pe seturi fiind 25-17, 25-21 și 25-14. Sâmbătă au fost programate 4 partide. Prima a început la ora 12:00 și a opus echipele CSM Suceava și Dinamo București. Fără o parte din titulari, odihniți după victoria din Germania, dinamoviștii s-au impus ușor în fața sucevenilor, scurt în 3 seturi, care au fost câștigate la 16, 15 și 7 puncte reușite de CSM Suceava. Tot sâmbătă la Baia Mare, Explorări a primit vizita Științei București. Meciul a adus prima victorie în fața propriilor suporteri pentru Explorări. Aceștia au câștigat în minimum de seturi, scorul fiind 25-23, 25-16 și 25-16. Nou promovata CSM Constanța a jucat pe propriul teren împotriva campioanei Arcada Galați. Voleibaliștii de la CSM Constanța au încercat să ofere o replică solidă companiei. Voleibaliștii de la CSM Suceava au încercat să ofere o replică solidă campioanei României Arcada Galați, însă finalurile seturilor le-au aparținut oaspeților. Gălățenii și-au respectat cartea de vizită și s-au impus în minimum de seturi, scor 3-0, 25-21, 25-20 și 25-23. Echipa masculină de volei SCMU Craiova își continuă forma excelentă arătată în ultima perioadă și mai obține încă un succes în divizia A1. Sâmbătă seara, în sala polivalentă din Craiova, elevii lui Dănuț Pascu au învins Unirea Deș cu scorul de 3-0 pe seturi 25-27, 25-16 și 26-24. Ultima partidă din etapă s-a desfășurat duminică 13 noiembrie și a fost disputată între Steaua București și SCM Zalău. Roșalbaștri au obținut toate punctele puse în joc după o partidă disputată care se poate afirma că a fost meciul lui Robert Vologa, care a dominat fileul cu 19 puncte realizate, din care 11 blocaje. Un aport important în acest succes l-au avut și Claudiu Dumitru și Gabriel Bontea, introduși și inspirat de antrenorul Bogdan Kotnik. SCM Zalău redevine o echipă de pluton, locul 6 ocupat de aceasta nefiind unul care să justifice sumele alocate de primăria Zalău în acest sezon competițional pentru clubul sportiv pe care îl păstorește, buget care se îndreaptă vertiginos către 2 milioane de euro pentru un singur an calendaristic, an în care nici echipa de volei, nici echipa de fotbal nu au dat semne de a se îndrepta spre fruntea clasamentului. De remarcat faptul că, spre deosebire de ultimul meci care a fost disputat pe teren propriu de echipa zălăoană, cotele la pariuri pentru câștigarea unui set din meci au fost ceva mai domoale, însă nu de neglijat.